de dimineață, ne ajută să scapi de greață și crește moralul să... Bună dimineața, oameni buni! Cafeaua de dimineață, care nu cauzează sănătății, pentru că este o cafea virtuală, ca să-i spunem așa. Oameni buni, în această emisiune încercăm, de fiecare dată când se poate, să vă aducem, să aducem în fața dumneavoastră cazuri sau persoane deosebite. Din păcate, vineri, am avut o emisiune în care am arătat cum nu trebuie să se comporte, să acționeze un dascăl. De fapt, nu un dascăl, mai mulți dascăli. Astăzi, în schimb, am onoarea și plăcerea de a sta de vorbă cu cel pe care eu l-am numit profesor cu litere mari. Și nu numai, nu mă refer când spun profesor doar la meseria de profesor, ci un profesor despre viață, în general. Cu ceva timp în urmă am avut ocazia să fac emisiuni cu domnia sa și astăzi am marea plăcere să fiu în direct cu domnul profesor Mihai Mancaș la 88 de ani și o zi. Bună ziua, bine ați venit în platoul de la Mesagerul. Bună ziua, sunt bucuros să ne revedem. N-am mai frecventat de multă vreme platourile de televiziune și nici presa nemțeană. Sunt însă tot timpul aici, pentru că de 30 de ani urmăresc ce se întâmplă în Neamț de departe. Domnul profesor, sunteți în Franța acum. În Franța. Ați venit la Piatra Neamț cu, să-i spunem așa, cu prilejul unei întâlniri a generației care 51. Sunt absolvenții din 1952. 52. La 69-a întâlnire este un record pentru Rareș. Eu sunt la 70-a întâlnire pentru că în ultimul an de liceu, într-un an școlar, eu am avut șansa să urmez două clase și am dat și bacalaureatul. Deci sunt la 70-a întâlnire. E mult, e puțin, așa a vrut Dumnezeu. Ca să glumim, domn profesor, ați prins reforma în învățământ. Da. Să știți că în Neamț, adică știți cu siguranță, în Neamț a fost între anii 1934-1942 o revistă a învățătorilor, Apostolul, renăscută prin munca lui Ghiță, a Maicii, Dumnezeu să-l țină acolo sus și bine, și la care am fost și sunt și eu acum colaborator la această serie nouă, la prima serie. Trebuie să vă spun, așa s-a întâmplat, nu eu sunt vinovat. Prima serie a fost inventată de doi dascăli din Dobreni, ce nume de Constantin Lurchian și Mihai Avădani. Eu sunt din Dobreni, așa încât părinții mei învățători au fost colaboratori la prima serie. Eu m-am simțit onorat să fiu la a doua serie a Apostolului, da? Și da, e mai bine mă întrebați și eu. Dar spun. Nu, domn profesor, este fascinant. Deci sunteți din Dobreni, într-o familie de intelectuali, la așa, a șasea generație, din câte îmi spunea regretatul profesor Tomșa. Așa e, a șasea generație. Primele trei generații au fost din școala bisericească, deci au fost dascăli sau preoți. Și următoarele trei de învățători, pur și simplu învățători, primul dintre ei cu seminarul de la Roman și celelalte două promoții cu școala normală, iar eu am, așa s-a întâmplat, am ajuns profesor. Vreau să fiu geolog și profesorii mei de română și de matematică
profesorul de matematică, extraordinarul Constantin Borș, poet în viața lui de toate zilele, mi-a spus, tu să te duci la litere. Și atunci, cum eram disciplinat, m-am dus la litere. Și am făcut ce a zis tata să nu fac. Mi-a spus că e greu, că e fascinantă meserie, dar e grea. Și acolo m-am dus. Domnul profesor, ați fost profesor la Bicaz, ați fost profesor la Liceul Petru Rare și director în anul centenarului, ați fost la Calistrat Hogaș. În 1989 ați participat la evenimentele din Piatra integrate în ceea ce noi numim Revoluție. Da? După care ați fost membru în Adunarea Constituantă. Multă lume nu-și mai aduce aminte. 90-92, da. O perioadă extrem de cum să spun eu, învolburată și cu mișcări. În perioada aia a fost creată Constituția. Mă rog, s-au schimbat foarte multe lucruri. Dacă ar fi să comparăm perioada ca efervescență, aproape că poți să o compari cu perioada lui Cuza. Ca, fără discuție, ca legi, nu știu dacă în viața socială putem face o comparație, pentru că societatea era alta. Da. Nu, era, eu vorbesc ca ritm de dezvoltare a legislației. Dar ca legislație, fără discuție, a fost exact ca în perioada Cuza. Deci sunteți un om cu mare experiență. În momentul acesta, din Franța, cum se vede România? Trebuie să vă spun că văd din Franța lumea ca un român. Bine, pentru că v-am și întrebat. Pentru că francezii au o mentalitate frumoasă, foarte frumoasă, dar imperială. A fost o mare putere militară și încă este, inclusiv putere nucleară. A fost principala, la un moment dat, principala putere culturală a lumii și francezii privesc lumea de sus, puțintel de sus, și cu oarecare spaimă de sus pentru că se gândesc la strămoși, cu oarecare spaimă pentru că văd ce se întâmplă în prezent și nu este extraordinar de frumos ce se întâmplă chiar și acolo. Doar că Franța încă este foarte bogată și foarte pragmatică și iese întotdeauna din aceste clenciuri cu un câștig pentru popor. Poporul francez trăiește foarte bine și are impresia că trăiește foarte prost. Asta este. Lumea. Mor în momentul de față soldați francezi apărând ideea de democrație în anumite părți ale lumii. Și asta este foarte important. Mor și soldați români acolo. Și iarăși este foarte important. Vechea fraternitate franco-română există. Pornind de foarte sus, și anume de la prietenia, marea prietenie între Napoleon al III-lea și Cuza, și această prietenie a născut România, și mergând până în zilele noastre, cu niște trădări dintr-o parte și din alta, ca așa e istoria, se menține această prietenie. În momentul de față, mai ales în intelectualitatea franceză, este o invazie de români cum n-a mai fost niciodată. Sunt peste 10.000 numai medici. 10.000 de medici peste în Franța. 10.000 de medici, da. Români. Că dacă în Anglia s-au numărat românii și s-a constatat că Londra, după București, al doilea oraș cu români, în Franța încă nu s-au numărat. În Anglia sunt peste 1.000.000, în Franța încă nu s-au numărat. Sunt enorm de mulți. Acolo unde sunt eu, chiar în centrul Franței, la Nevers, dacă vorbești românește, sigur te aude cineva și te întreabă, dar dacă nu știți limba franceză, vă ajut eu. Vă ajut eu în românește, da. Și cum se văd de România? Cum o simțiți de acolo? O să spun un lucru. Vă întreb doar așa. Am lansat în România de curând
programul România Educată. Dumneavoastră v-ați simțit vreodată că ați trăit în România needucată? Nu. Iar mă întorc la discuția noastră de acum 30 de ani. Pe treptele Parlamentului eram. Se spun diverse basme, mai mult sau mai puțin credibile, în politică. România a venit cu o educație foarte solidă, trebuie să o spun din nou, nu pentru că trăiesc în Franța, dar așa a fost. Spiru Haret, cel care a făcut școala de azi, că mai există încă școală în România, era triplu licențiat la Sorbona și doctor în filozofie la Sorbona. Și venea de acolo. Și a copiat atunci ce era bun în școala franceză. Atenție, noi copiem și acum școala franceză. Ce-i prost, ce-i rău. Ceea ce actualul ministru, care este și el doctor și el profesor universitar, vrea să repare de la Revoluția Studenților din 68, învățământul francez a căzut foarte mult. La Olimpiade nici nu se văd. Și acum ei vor să repare ce au stricat și noi introducem exact ceea ce a dăunat învățământul francez. Păcat. Da. Ce să fac? Asta e mersul istoriei. Și anticipez, poate spunând, foarte mulți români se sperie. Domnule, dar de ce nu e bine cum vrem noi să fie? Un politician vechi a zis, ne trebuie 25 de ani. Nu, ne trebuie poate 50. Poate 50. Da, pentru că în primul rând trebuie schimbată mentalitatea. Noi avem mentalitatea de popor învins. După primul război mondial, cu mentalitatea de învingători, am făcut minuni. Am făcut România mare și s-a făcut un progres enorm. Nu în viața publică, eram ca români oameni săraci, dar țara era foarte bogată, era foarte dezvoltată. Era țara lui Titulescu care conducea Liga Națiunilor. Acum avem mentalitatea de popor învins și nu ieșim din ea. Și-i păcat. Spre deosebire de vecinii noștri unguri, care, iată și acum, se manifestă ca un popor care are... Eu nu discut dacă e bine sau e rău ce fac. Eu spun doar că se manifestă ca popor, ca nație și își apără absolut toate tradițiile. Și ei și polonezii. Da. Și ei și polonezii. Da, da. Este o altă, vorba dumneavoastră, o altă mentalitate. O altă mentalitate. Această luptă de care vorbiți se naște tot din opacitatea vestului, care nu înțelege sufletul popoarelor din răsărit, aflate sub robie atâta timp. Noi sub robie turcească, polonezii sub robia urcui, și ruși, și austrieci, și prusaci, și tot ce a dat Dumnezeu. Și atunci pecetea apasă totuși pe conștiința națională. Având în vedere această mentalitate, sau datorită acestei mentalități, ați scris cartea aceea, stați să-mi aduc aminte, Mămăliga? Mămăliga am scris-o de mândrie. Eseul de la urmă, Mămăliga, l-am scris din mândrie. Eu n-am uitat niciodată de Badea Cârțan. N-am uitat niciodată că locuitorii romii, care au foarte mulți, mâncau miere din Carpați și pâine adesea făcută din grâu de aici. Asta era economia de atunci. Getodacii nu puteau să vândă altceva. Sunt convins și acum că, exceptând Maramureșul, populația maramureșeană, noi suntem italici, nu suntem getodaci. ADN-urile ne arată asta, noi suntem italici și din punctul acesta de vedere, seamănăm foarte bine cu italienii. Va fi o perioadă de redeșteptare națională, cu siguranță. Redeșteptare națională care să ducă spre un naționalism greșit, înțeles? Stop. Sau o redeșteptare națională normală și firească la un popor? Normală, pentru că suntem niște oameni echilibrați noi, deși suntem un pic în urma altora, sau poate tocmai din cauza asta, suntem oameni echilibrați. De ce Polonia și Ungaria
fac politica asta, pentru că de aici am pornit, ungurii nu uită că au fost în Imperiu, iar polonezii nu uită că prin Walewska, deci a fost foarte frumoasă Walewska, prin Walewska erau frații Imperiului francez. Au rămas și acum. Franța e plină de polonezi. Da, și în America polonezii sunt văzuți foarte bine pentru că au avut un erou polonez care a luptat în războiul de independență și a rămas ca un erou american. Lucrurile astea contează enorm. Extraordinar. Lucrurile enorm în mentalul colectiv. Noi n-am știut să valorificăm toate aceste lucruri. Din păcate și marile vârfuri culturale, chiar în raport cu Franța. Așa este. N-am știut să valorificăm. Nu știm. Am să spun un lucru care se supere probabil. Da, asta e. Nicu Albu, liberal. Lider liberal. Ce a făcut Nicu Albu aici? Nu doar parcul pe care îl vedem, dar ce a făcut din orașul acesta, care era un sat. Dar ce a făcut din județul ăsta, care era... El a fost și prefect. La a fost și prefect și senator. A venit mai încoace. Măcărescu? Măcărescu, țărănist. Ce a făcut Măcărescu? Câte școli a clădit Măcărescu? Teatru este opera lui Măcărescu. Spuneți-mi de 30 de ani de când viețuim noi liderii politici nemțeni, ce anume au construit? Ce au construit se vede. Se vede puțin. Dar ce au făcut pentru viitorul orașului se simte. Avem un grad de îndatorare enorm, datorii enorme. Da. Nu avem un plan de dezvoltare. Am rămas izolați de restul țării. Suntem izolați. Drumurile... Neamțul este practic izolat, Piatra Neamț, orașul. Nu avem un plan de județ și recent Piatra Neamț a fost trecută în lista orașelor în care nu este recomandabil să locuiești. O mare durere, orașul Piatra Neamț, care era un vis pentru român, să vină aici, să vadă, să se plimbe, să facă. Parcă suntem, într-un fel, blestemați cu conducători fără viziune. Eu n-aș da vina numai decât pe ei. Eu aș da vina pe incapacitatea noastră de a alege. Nu știu cum. Trebuie... Vedeți, Nicu Albu, înainte de a fi ce a fost, era bogat, făcuse, avea averea lui. Și oamenii știau, Măcărescu, la fel. Ca să nu mai vorbesc de Leon Bogdan, moșierul din Dobreni, care a fost tot senator și care a făcut drumul spre Vatra Dornei și, mă rog, hai, nu facem prea multe istorie. Dar era moșier, era bogat. Nu poți să iei un om care n-a fost nici măcar sergent în armată și să-l pui comandant, că face ca Hitler, distruge țara. După ce creează mari probleme. Nu, eu cred că sunt niște oameni foarte bine intenționați. Dar nu-i acuz bază. De nimic, dar decât de incompetență managerială. Nu știu, domnule, dacă n-ai condus măcar o întreprindere mare, cum să conduci un oraș? Aflu că, și îl respect foarte mult, că a mutat bietele animale sau că le mută din parc, dar poate de asta vom mai vorbi, că primar de Piatra e un profesor de franceză. Mi-e tare drag dacă e profesor de franceză. Nu știu cum poate fi ajutat de oamenii de inimă, dar un profesor care, repet, mi-e tare drag, e de meserie profesor. Nu e administrator. Ca să conduci orașul Piatra Neamț plin de oameni deziluzionați, care nu văd ce se va întâmpla, este foarte greu și trebuie, în primul rând, să fii ca pe vremuri ofițerul care spunea, după mine, băieți, cu sabia în mână, știind că el moare primul când aia tragă în el. Asta trebuie să facă un lider în momentul de față. Da.
Și nu e totul. Să fii profesor de meserie este una, să mai și profesezi este alta. Și aici este o problemă. Dar să-i dăm primarului ce al primarului, adică să-i dăm speranța că va reuși să facă Dumnezeu ceva. Domnul profesor, ați fost în adunarea constituantă. Ați dat la propriu aproape piept cu minerii. Îmi povesteați niște lucruri absolut fabuloase, cum minerii au intrat în sala în care erați și dumneavoastră și v-au surprins acolo. Ați fost printre puținii care n-au plecat din sală. Da. Ce sentiment are un om, un intelectual, care s-a dus acolo în 90 plin de dorința de schimbare de la Piatra Neamț și era o echipă interesantă. Foarte, foarte interesantă ca diversitate de... Era o echipă foarte interesantă. Oamenii au uitat, nu-și mai aduc aminte, dar fiecare era o personalitate în felul său. Ce sentiment ați avut când ați văzut că intră acei oameni care au fost, cum să vă spun eu, injectați cu ură. Injectați cu ură. Ce sentiment? Eu vreau să spun... Îmi dați voie să fac o mică introducere. Vă rog, vă rog. Am participat alături de dumneavoastră și de foarte mulți tineri la ce s-a întâmplat în Piatra Neamț în decembrie 89. Și am făcut-o cu sufletul deschis. Dar noi aici n-am fost eroi. Noi am fost niște manifestanți. Fiica mea a fost rănită la baricadă. În București. La București. Nu și-a făcut niciun fel de dosar, dar a primit o recompensă, de care eu n-am vorbit niciodată, în piața universității, unde eu am sfătuit-o să nu se ducă, a fost bătută. De mine. Și directorul Bibliotecii Franceze, unde ea lucra atunci, a văzut-o desfigurată, i-a făcut imediat delegație, și-a trimis-o în Franța. Așa se explică de ce eu, de aproape 30 de ani, sunt acolo. Pentru că răsplata acestui gest, că da, ce putea ea face în fața baricadei, erau nici 200 de oameni acolo. Ei bine, și mai era un pietrean acolo, sigur, era actualul pensionar, profesorul universitar Ștefan Cazimir. Era acolo. Și Mariana Buruiană era acolo. Dar recompensa asta a fost. Așa cum la întrebarea dumneavoastră, care este fundamentală. Eu sunt chiar mândru de ce a însemnat adunarea constituantă. Constituția de astăzi este opera noastră. În grupul juridic, eram doi profesori de română, unul universitar, eu de liceu, care aveam grijă de punct, de virgulă, de ce era. Deci Constituția a trecut prin mâna noastră. N-aș putea spune că am introdus idei în Constituție, dar am făcut-o românească. 260 de legi care funcționează aproape fără nici legile organice. Funcționează și acum toate. Asta este mândria noastră. Vorbeați de epoca lui Cuza. Și zic că am fost de folos pentru că am făcut ordine legislativă atunci. Minerii, ceea ce nu se spune și îmi pare rău, la un miner erau 10 bucureșteni. Ușile Parlamentului le-au spart cu toporul minerii, dar în spatele lor fâlfâiau, trebuie să o spun că e adevăr istoric, și steagurile celebre sub care se aflau atunci mari scriitori români, cum ar fi Ana Blandiana și alții. Bucureștenii nu erau deloc prietenii Parlamentului atunci. Au spart, au intrat și dacă nu era rațiu trimis de Dumnezeu și de sufletul lui acolo, cred că astăzi nu mai eram eu la interviu cu dumneavoastră. Eram un nume de fost. Rațiu ne-a salvat. Noi am rămas câțiva acolo cu gândul că ne-a trimis poporul, nu suntem acolo de capul nostru. Guvernul a fugit, primul
grup care a fugit, știau că urcă dealul metropoliei cei care urcau. Hai să spunem cine era guvernul. Și-au fugit. Atunci. Era guvernul roman. Guvernul Petre Roman. Da, și-au fugit. Și când ne-am dus noi câțiva, naivi, că nu aveam, eram nebuni să tragem în manifestanți, am întrebat pe majorul Alexandrescu, care făcea garda palatului, are oameni să apere palatul sau ne înarmează pe noi? El a scos pistolul de la șold, a tras încărcătorul afară și a spus, asta era și nu avem nicăieri muniție, suntem cu mâna goală. Bun, oricum nu se trăgea, nu mai era vremea de deschis focul în lume. Și atunci cineva a spus, da, să le deschidem ușile. Până să le deschidem ușile, au spart, au intrat și atunci s-a urcat la tribună Miron Cozma. Poetul. Și... Poetul. Da, Miron Cozma și-a zis, trebuie să o spun și asta pentru că e amuzantă, bună ziua domnilor, sărut mâna, uitați să spună doamnelor, și-a rămas cu acest sărut mâna, am înțeles că Miron Cozma ne-a zis sărut mâna și ne-a spus că e cazul să ieșim din clădire afară. E, afară unii aveau bastoane de fier, bucăți de fier, alții lanțuri, aveau grenade lacrimogene, atârnate de gât, erau, se dăduseră cu funigine pe față ca să fie fioroși. Afară, dacă nu ne omorau, probabil ne stâlceau, ne distrugeau. Și atunci, Raciu, calm, ca un... Haideți să spunem, nu toată lumea își mai aduce aminte cine a fost Ion Raciu. Ion Raciu a fost, și asta trebuie să spun, un lider țărănist care din tinerețe a trăit în Anglia, Extrem de bogat și un om de acolo în Anglia s-a îmbogățit, un om de afaceri foarte bun și care a venit, ca mulți alți romantici atunci, să facă pentru țară minuni și s-a trezit în fața unei țări care nu știa ce înseamnă aceste minuni, care trăise la ordin. Mă rog. Și s-a urcat la tribună și a întrebat, ce vreți? Păi vrem să-l destituim pe Iliescu. Foarte bine. Duceți-vă și îl destituiți pe Iliescu. Și ce mai vreți? Vrem să dăm jos guvernul. Foarte bine. Dați jos guvernul. Păi vrem să desființăm Parlamentul. Și atunci Raciu a spus, cum că mă dați și pe mine afară? Noi suntem aleși de popor. Noi nu suntem trimiși aici nici de Iliescu, nici de Roma, nici de... Pe noi ne-a ales poporul. Și a scos domnule afară, îl respectau, arăta altfel, era din altă lume, și i-a scos. Și așa noi cei câțiva care rămăsesem acolo, Am scăpat și spunem netăbăciți, povești. Și spunem povești după ani de zile, da? Așa este. Da. Raci era altceva și a rămas în istorie cu acea zicere a lui. Voi lupta până la ultima picătură de sânge ca să ai dreptul să nu fii de acord cu mine. Exact. Numai că o spunea în fața unor oameni îndârjiți. Ce să zic? În momentul în care s-a născut în Parlamentul Român din nou vrăjmășia declarată, am simțit că e ceva care nu funcționează. Raciu nu știa asta. Adică el venise dintr-o lume așezată, în care ați spune punctul de vedere politic. Normal. Era normal și te duceai oriunde și îți spuneai punctul. Cel mult puteau să te huiduie dacă nu am cu atât, dar nu să-ți dea o piatră în cap sau să, Doamne ferește. Ei, chiar și tovarășii lui de partid s-ar putea să se supere pe mine, dar asta e. Chiar și tovarășii lui de partid s-au temut de el. Și l-au dat la o parte.
Noi, pe vremea aceea, nu exista protocol. Am avut onoarea, bucuria să stau la masă și să beau cafea, cum beau cu dumneavoastră acum, cu Ioan Raciu. M-am dus la el și am spus, nu vă supărați, trebuie să știți, pentru că reprezentați un partid cu un istoric extraordinar. Tatăl meu a fost vicepreședinte de Partidul Național Țărănesc la Neamț, învățător. Eu nu sunt în partidul dumneavoastră și filmul și-a pirat așa, deci trebuie prezentările astea. Și am discutat, era, nu sceptic, dar destul de supărat, destul de nedumerit, de ce nu merge. El a crezut că poporul este atât de bine pregătit pentru ceea ce s-a întâmplat. Dacă s-a făcut revoluții și a murit oameni... El chiar a crezut că a fost revoluție. El chiar a crezut. El chiar a crezut. Și a venit atât de încărcat sufletește să schimbe repede cum s-au făcut schimbările odată în România. Nu. Și-a dat seama că tovarășii lui de partid i-au zis, știi, n-ai mâncat salam cu soia. Adică i-au zis-o. Da. I-au zis-o. Tu vii de acolo, ce știi? Noi am stat la pușcărie. Aveau dreptate dintr-un punct de vedere. Ei stătuseră la pușcărie. Dar Raciu nu era vinovat când a stat la pușcărie. Raciu a fost trimis în Anglia și când a văzut ce se întâmplă, n-a mai venit. Domnul profesor, să ne întoarcem. Spuneați că vreți să vorbim un pic despre parc. Parcul zoo, cum îl știe toată lumea. Eu mi-aduc aminte că vreme de cel puțin 10-15 ani, nu mai știu exact, dar nu mai am reperele, v-ați luptat ca o stradă din Piatra Neamț să poarte numele lui Dumitru Almaș. Poate, știu eu, nu știu, unul din cei mai cunoscuți, dacă nu cel mai cunoscut, scriitor din Neamț. Da? Un scriitor fabulos. Eu țin minte cum citeam cărțile lui și am primit educație patriotică din aceste cărți. Deci v-ați luptat să dați numele unei străzi, Dumitru Alma, și până la urmă ați reușit undeva? Da, este o alee din parc. Este o alee din parc. Se cheamă Dumitru Almaș. Amănuntul este că, într-adevăr, ați spus un lucru extraordinar de precis și de adevărat. Trei mari prozatori, nu mă refer la valoarea lor, la clasicitatea lor, trei mari prozatori a avut Neamțu până nu de mult. Creangă, Sadoveanu, Creangă, Sadoveanu, Cezar Petrescu, Dumitru Almaș. Dumitru Almaș a scris o bibliotecă. Dumitru Almaș n-a fost membru al Partidului Comunist, asta trebuie să se știe. El a trăit în perioada aceea și a făcut foarte multe lucruri bune fără să fie membru al Partidului Comunist, respectat. Pentru că era dintr-o familie cu 10 copii, era fiu de țăran sărac și el cu dosarul ăsta a trecut prin politică și așa s-a întâmplat. Bun, atunci când eu m-am luptat pentru numele străzii, s-a spus, da, dar el a fost scriitor pe vremea aia și, mă rog, ce să spun? Bine, spuneau mulți asta care n-au politică. Citit. Nu, n-aș vrea să... Nu știu dacă cei din Consiliul Municipal de atunci știau cine e Dumitru Almaș și cu asta... Bun. Nu că ar ști ce e de acum. Nu că ar ști ce e de acum, dar mă rog, trecem peste. Bun. Ați văzut toată disputa aceasta cu Parcul Zoo. Care-i părerea dumneavoastră? Cu relocarea animalelor. S-ar putea să primesc câteva, nu pietre în cap, dar pumni în spate. Când eram Puști, împreună cu colegul meu care locuiește și acum peste drum, ne zbenguiam în Grota Urșilor. Era locul nostru de joacă. Iar seara, tinerii îndrăgostiți veneau acolo și barabulă,
Lăutarul Barabudă venea și le cânta din vioară, iar poetul Mut Doru Hoinaru, era pseudonimul lui, le aducea poezii de dragoste, știind că va primi, că din asta trăia, că va primi niște bani pentru asta. Era un loc de joacă pentru copii și de dragoste pentru tineri. Și atunci fiare sărace să le bage acolo. Și când am văzut ce discuție este, am intervenit. Cum bine știți, s-a și publicat în presa nemțeană asta, am intervenit și am spus, domnule, nu mai spuneți minciuni că a fost acolo parc zoo făcut de Nicu Albu. S-a chemat Grota Urșilor, nu pentru că era urși, pentru că era o grotă și i-au dat un nume. Și au zis, Grota Urșilor. Acolo sunt două bănci de piatră, o să vedeți când se limpeze cloi. Sunt două bănci de piatră laterale și stăteau îndrăgostiții frumos pe bănci. Dumitru Almaș prezintă minunat chestiunea asta în romanul Ne cheamă primăvara. Eu m-am zbătut împreună cu Ioana, fiindcă lui Almaș, am scos acolo în filioara romanul copilăriei lui de la Negreș Dobren și acum ne zbatem să scoatem Ne cheamă primăvara, care este romanul Pietrei Neamțului, al liceului Rareș și a parcului. De ce m-am zbătut eu? Mai țineți minte banca din colț? Urcăm către restaurant, da? Urcăm da. Către restaurant, mergem pe alee și un viraj în Ac de Păr. Acolo era o bancă de beton, donată orașului de profesorul Grigore Mihailescu. Acolo se ducea Dumitru Almaș, care locuia pe Ștefan cel Mare vis-a-vis de actuala primărie și scria pe genunchi. Deci de asta am spus eu, că era locul lui de dragoste. Probabil acolo s-a plimbat și cu viitoarea lui soție când erau elevi. Și era ceva de suflet. Și pe urmă, cum să zic, la vremea aceea mi se părea că totuși Almaș ca scriitor, ca profesor universitar, merită din partea orașului asemenea lucru. Nu s-a putut decât așa. E bine și așa. S-a putut târziu. Da, e bine. Ați revenit la Piatra Neamț, ați avut o întâlnire, din păcate puțin colegi. Puțini. Avem 88 de ani și... Da. Cum ați găsit liceul Petru Rareș? În cum ultimul, vi se pare? În ultimul timp... E un punct de vedere strict personal. În ultimul timp au fost doi directori, unul cu cea mai lungă perioadă la direcția liceului, profesorul Mihai Obreja, care este acum inspector general, și actualul director, care este un foarte abil om politic în domeniul învățământului. Mi-a plăcut asta. A știut să ajungă la Curtea Regală. I-am spus, știi? I-am spus, Dane, în careu, este stema regală, dă jos betonul de acolo. Bă, tencuiala și găsești stema. Pe stema aia, liceul este decorat cu cel mai înalt ordin al casei regale. O spun cineva, ce avem noi cu casa regală? Ce avem? Avem Carol I, Ferdinand, avem avem. Și iată, e luat cumva sub aripa aceasta înaltă a casei regale. Din punct de vedere material, școala, așa, un lucru n-au făcut. Eu visam să închid cu o cupolă de sticlă careul și acolo profesoara Maria Bârlădeanu trebuia să aibă laboratorul ei biologic, adică un fel de microgrădină botanică. Asta nu s-a făcut, dar actualul director mi-a promis că se va face. Încolo au... Este fantastic să vezi că au început să învie cele visate de tine cu 50 de ani. Visam să dispară școala cu clase, cu cretă și cu tablă. Să se transforme în școala mentorială, școala viitorului. Școala în care nu mai învăți doar istorie, nu? Vorbesc acum cu profesorul de istorie. Nu-l mai învăț doar română.
ci îl învăț să fie om al viitorului, cu ajutorul istoriei, cu ajutorul omenirii. Altceva. Noi am visat să facem altceva. Atunci, însă, ne-am izbit de opacitatea stăpânirii și ne-am mai izbit și de lipsa de bani. De, Boboș ne-a dat atunci, spre cinstea lui, ne-a aprobat fondul pentru acea cupolă de care vorbeam, dar a venit inundația, au fost inundațiile din 71 sau 72 și nu au mai fost bani și astea. Dar liceu arată foarte bine. Bun, nu mă pot pronunța asupra dascălilor, sunt toți, absolut toți noi, cu titluri foarte înalte, doctor în științe, dar eu mă uit într-una la bacalaureat și mă uit într-una la olimpiade. Și atunci spun, Rareșu, din fericire, își păstrează titlul de onoare. Eu cred că este în continuare, nu știu pe ce loc, dar este în continuare un liceu de mare valoare. Mi s-a spus că am niște prieteni la București care încă mai trăiesc și mai lucrează, că în momentul de față ar figura la ei, acolo printre primele 8 licee din țară. Și asta este o mare bucurie, în primul rând pentru fostul elev de la Petru Rareș. Domnul profesor, privind înapoi și raportându-vă și la ce este acum în învățământul românesc, care e soluția? Avem licee precum Rareșul, da? Liceu de elită care s-a menținut indiferent de vremurile prin care a trecut, da? Și avem alte licee care la un moment dat performau, gen Liceul Forestier, care a ajuns acum, ți-e și rușine să spui câți au luat bacalaureatul din câți au dat bacalaureat. Sau Horia, care sau nu discutăm. Ia, Doamne. Deci nu discutăm. Eu vorbesc de cele din oraș, da. Liceul Forestier, Liceul Grupul Școlar Auto. Care e soluția ca să reușim să nu mai avem această discrepanță extraordinară, odată în interiorul orașului, după aceea între oraș și sat? Așa. Foarte pe scurt, că probabil nu aveți timp dumneavoastră. Domn eu profesor, am timp că sunt în vacanță. Domn profesor, pentru dumneavoastră, da, găsim. În primul rând, ca țara să fie condusă de un profesor, n-a ieșit. Nu-l ajută, nu știe. Dumnezeule, nu-mi dau seama de ce. E atât de simplu, încât, mă mir, ce trebuie? Nu se poate porni din sat. Asta este o utopie. În primul rând, trebuie schimbat un punct de vedere universitar. Trebuie pregătiți profesorii pentru un nou tip de învățământ. Nu-i greu, că și pe cei de vârsta mea îi poți recicla. Îi poți duce în vacanță să faci cu ei. Trebuie să trecem la acest învățământ managerial pe care eu nu știam că se va chema așa, dar îl visam așa atunci, eu însemnând Sofica Burculeț, Dumnezeu să o odihnească, un mare profesor de pedagogie, Paul Sandoviș, domnule, este un om fantastic, de o modestie pe care eu o blestem câteodată. Cu el și cu doamna Burculeț am gândit o mulțime de lucruri pe care le văd acum, începute în învățământul occidental. Nu eram minunați noi la cap, dar citeam. Și căutam ce spuneți dumneavoastră soluție. Ei bine, deci, în primul rând, pregătit învățători și profesori, vreo 250.000, 350.000 de oameni. Asta trebuie 4 ani. Cel mult, 4 ani. După care trebuie în buget, între timp, trebuie în buget 9-10%. Tăiat de unde se poate, nu știu cum, 9-10%. Și? Din comisioane, domnule. Și construite, da, și construite sau refăcute în interior școlile pentru un nou tip de învățământ. Și anume, despre ce e vorba? Școala elevului, nu școala profesorului. Unde profesorul să fie ca mama și tata. El are un cabinet sau un laborator și acolo vine grupul de elevi. Și pe viu discută
cazuri, discută modele. Dezbat. Ideea profesorului de matematică, și anume că nu se poate decât cu creta și cu tabla, a murit. Nu se poate așa. Domnule, dragii mei, școala online este accidentală. Informatica este fantastică, dar omul are de ales informatica sculă, ca și cheia franceză, sau informatica șef. Și dacă mergem pe ideea de informatică șef, s-a terminat cu civilizația actuală, va trebui să existe o altă civilizație în care informatica să se întrebe oamenii ăștia, primatele astea. Că noi suntem niște maimuțe, da? Da, niște maimuțe. Mai avem nevoie de ei? Ele să-și spună, ce caută pe pământ maimuțele astea care au distrus globul? Uite ce au făcut. Au distrus pământul, că asta au făcut oamenii. Suntem mulți și distrugem. Bun. Și atunci, vrem să rămânem oameni? Atunci trebuie să schimbăm poziția. Nu mai e profesorul care pune note. E profesorul care te pregătește să fii omul viitorului. El nu știe cum va fi viitorul. Habar n-are. Viitorul merge acum în ritm de rachetă cosmică. Nu știi cum, dar îl pregătești pe copilul acesta să fie atât de deschis pentru viitor încât el să-l înțeleagă și să facă pasul înainte. Și folosești mașina? Păi, calculatorul meu se numește Costache. Și când intru în birou acolo, el zice bună ziua și eu îi spun bună ziua Costache. Robotul care face curată în casă este Adela. I-am zis frumos că e franțică. Și Adela, ne salutăm. Adela zic trebuie măturat. Și Adela zice ui și pleacă să se măture. Așa văd eu viitorul auxiliarelor. Și pe urmă, la nivel foarte înalt, mașina care te ajută să progresezi, dar nu să-ți ia locul. Avem oamenii care să pregătească asta? Fără discuție, nu. Noi am folosit acum informatica doar ca să-i trecem dintr-o clasă în alta. Cum i-am trecut? Știm? Eu, ca să știu că o să fiți ziarist, în școala pe care o văd eu, trebuie să înțeleg asta de pe la 11-14 ani. Și îmi spun, el va fi foarte bun ziarist. Eu am avut fericirea, zic eu, am avut fericirea ca profesorii mei de bază să înțeleagă ce pot face în viață. Și să zică, du-te acolo. Mă închin la ei, mă închin ca la Dumnezeu. N-ar fi fost ei, nu eram în stare să fac nimic. Adică, probabil eram un profesor de română care venea în clasă, asculta, explica, punea note. Și bună ziua! Da, asta e. Asta e menirea dascălului. Da. Vă întreb, v-ați uitat câți v-au felicitat de ziua dumneavoastră dintre foști elevi? M-am apucat aseară, mi-am zis, eu știu că am sute de corespondenți, da, dar nu toți au știut că e ziua liceului și nu toți, a liceului, ziua promoției, și nu toți s-au citit să vadă că, bom, am împlinit și eu niște ani. Asta este afacerea colegilor mei din Piatra, care au stabilit întâlnirea de promoție. Da. Casa, bom. Și m-am apucat pe la ora 10, aproape 10, mă culc foarte târziu, bătrânii dorm puțin, și am intrat întâi pe Facebook. Când mi-am dat seama, rulând, că lista este enormă, zic, ce mă duc pe mes. Și am deschis pe mes și am pus cotul ca acum aici și am început să dau cu degetul. Am răspuns 5, 6, 7, 8, dar au răspund, cum să zic, standard. Ce să fac? Mulțumesc, 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 mulțumesc. Și pe urmă am zis, ia să vedem eu cum e. Și am dat până, nu exagerez, am dat până ce am obosit. Și nu am fost în stare să le răspund. Cred că odată o să găsesc o soluție. Sunt de ordinul sutelor. Da. Asta nu înseamnă cumva că ei v-au recunoscut în postura de dascăl care i-a pregătit pentru viitor?
Apropo de ce vorbeam înainte? Da, se poate. Nu știu dacă ei s-au gândit la asta sau dacă ei acum se gândesc la asta. Se gândesc fără discuții la legătura noastră sufletească. Mi-au fost dragi. I-am iubit ca pe copilul meu. Niciodată, dar niciodată n-am uitat că singurul profesor pe care l-am urât în liceu și care mi-a făcut mult rău atunci, eu eram orfan, n-aveam părinți și n-avea cine mă apăra, decât Dumitru Almaș plecase la București și m-a apărat directorul liceului Constantin Borș, că altfel nu terminam liceu. Nu terminam liceu. Și m-am gândit să nu fiu ca el. Nu vă întreb cine este. El, da. Nu vă întreb cine este, pentru că n-are rost. De obicei, la finalul unei emisiuni de genul acesta, cu un personaj ca dumneavoastră, tentația firească ar fi: domnule, ce regrete aveți? Eu nu o să vă pun această întrebare. Eu o să vă întreb ce planuri de viitor aveți. Acum am venit cu o carte pe care n-am scris-o acum, dar mi-a dat ideea acum câțiva ani profesorul Mircea Zahărăia, redactorul șef de la Apostolul, întrebându-mă de ce nu adun ce cred că e peren din ce am scris eu în 20 de ani cât am scris la Apostolul. Și după ce am trecut printr-o dramă de familie și sufletească cumplită, m-am refăcut adunând din Apostolul o sumă de articole scrise de-a lungul vremii, cu gândul acesta să fie, să trăiască și în viitor, adică să nu fie privite numai ca istorie, să fie privite ca idee de normalitate. Și am adus volumul care o să intre la tipar, pregătesc al doilea volum din ciclul autobiografic al lui Almaș, ne cheamă Primăvara, pentru, sper să-l scoatem de ziua liceului din noiembrie și să vin atunci cu el, pentru că este o carte extraordinară despre școală, despre piatra, despre dragoste, despre... E minunată carte, minunată carte. Și am o promisiune făcută către Dobreni. Am scris monografia lor și m-am umplit la 1948, de când eu nu mai știu nimic. Și am rugat pe cei care acum conduc Dobrenii să-mi spună ce a fost nou din 48 încoace. Unii mi-au spus, alții nu mi-au spus. Și m-am gândit, dacă nu pot termina monografia, nu o să pot publica ce am scris, ce am lucrat sub numele Monografia Comunii Dobreni, o să public sub numele aproape o monografie Dobreni. Comunii Dobreni. Și asta o să fie. Mai departe, mă rog lui Dumnezeu să-mi dea zile. Am zis că ceea ce v-am spus dumneavoastră poate se realizează în scurt timp. Eu nu uit câți ani am, nu uit că se pot întâmpla lucruri foarte rele la vârsta asta. Nu am contract cu Dumnezeu pentru viață lungă. Sunt atât de fericit că am mintea aproape ca la 40 de ani. Obosită puțin, dar repet, aproape ca la 40 de ani. Adică obișnuită să privească înainte, nu înapoi. Și asta este, cum să zic, e salvarea mea ca om de carte, nu zic intelectual, ca om de carte. Nu, las niște urme, nu, cum spuneau latinii, non omnis moriar, o să mor de tot. Pe o placă de foști directori apare și numele meu, că așa a fost. Deocamdată am 11 cărți, o să mai fie bine, nu o să mai fie, cum va vrea Dumnezeu. La anul, pe vremea asta, vă așteptăm în emisiune cu romanul respectiv, să-l discutăm. Dumitru Almaș a fost un personaj fascinant și da. E păcat că nu se vorbește este, mai mult despre Neamțul ar trebui să exploateze, dar în sfârșit asta e. Școala din Negrești se cheamă Dumitru Almaș.
Cei din Dobrogei mi-au făcut această onoare mie, m-am dus și am spus, măi, dar n-am murit, știți, nu, dar nici domnul Dumitreaza n-a asta murit. Vreau să vă spun acum. Și atunci am zis, cum Ghiță mi-a fost coleg de clasă, am zis, măi, asta e clasa noastră de director, știi? M-a sunat domnul Dumitreaza acum vreo câteva săptămâni, ce mai faci? Bine, domn profesor, dumneavoastră, mă pregătesc să fac un chef când s-o putea cu toți profesorii de la școală de acolo. A rămas și el. Da, da. Și... Este îmi pare bine că e pe picioarele lui. Când noi am pornit acel experiment unic atunci în lume, nu în România, fiindcă nimeni nu avea curajul să spună cum să adică să desfințesc clasele? Cum adică să nu mai fie clase? Nu se poate. Și cum mai lucrează? Adică era imposibil să realizezi concret. Ah, ca idee, da. Atunci niciun profesor de matematică și era aia, strălucit. Era Duțu Avădanii, eminent. Și m-am zis la Ghiță, mă, am fost colegi, ajută-mă, nu se poate, uite... Întâi a zis nu și am luat-o pe doamna Burculeț, care avea un dar de convingere fantastică, și a zis, mă prind. După primele două luni, i-am făcut clasă de matematică. Nici aia nu era în România. Și am făcut clasă de matematică. Toți cei care erau ași la matematică acolo. După vreo două luni a zis, păi, a venit la mine și a zis, m-ai băgat la ocnă. E greu. Dar a ieșit minunat. A ieșit minunat. Eu sunt... foarte, foarte bucuros că a acceptat el să participe atunci la ideea aceea și atunci a început construcția pe care el a dus-o la bucățica lui de matematică foarte, foarte bună, mai departe și a făcut ceea ce se știe. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune, vă doresc cele bune, sănătate și să ne vedem, cum spuneam, peste un an în emisiune. Domnul profesor Mihai Mancaș, la 88 de ani și o zi, în platou de la Mesagerul, la o cafea.